pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Am fost solicitat de către ISU Cluj, de la 112, că este un incendiu pe drumul Romana, arde un autoturism, parte din spate, butelie defectă. Am intervenit cu un auto specială, am lichidat incendiu, timp scurt, și acum urmează să iei măsuri pentru a vedea cauzele care au produs la accidentul și la incendiu care a făcut. Pagubele sunt mari la mașină? Pagubele se estimează cam, să zicem, 1000 de euro, cam așa. O parte din, spatea mașinii e afectată. E afectată de foc mai tare. Cât timp a durat intervenția? Intervenția dura cam 6-7 minute. Proprietarul era acasă? Proprietarul nu era, că e mecanicul care lucrează la mașină, era aici, și proprietarul a venit acum. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.